Salut, Scarlat! Salut, Andy. Bine ai venit! Bine te-am găsit. Băi, uite ce vreau de la tine, pentru că ești, faci parte din echipa noastră și faci parte din Fit & Shred. Aș dori să abordăm un subiect foarte interesant. Cred că tu ești cel mai capabil să vorbești despre asta, datorită faptului că ai luat sau n-ai luat, nu are treaba asta, ci pur și simplu ai trecut prin multe competiții. Ai auzit multe informații, știu oarecum despre ce este vorba și vreau totuși să le dau o informație și celor care calcă în sală și nu doar în sala noastră, ci în toate sălile de sport. Bun, despre ce vreau să vorbim este despre steroizi. Cred că v-ați așteptat la asta, nu? Ok, spune-ne ce sunt steroizi, cum se clasifică, ce înseamnă un steroid sau când se ia, ce sunt steroizi de fapt? Hai ca să explic mai pe scurt, ca să înțeleagă toată lumea, să nu vorbim în termeni medicali și asta că deja... Steroidul e orice substanță produsă de corp, dar adusă din exterior. Orice adus în exterior și corpul deja îl produce, se numește steroid. Cred că există peste 30 de feluri de steroizi. Orali, plasturi, geluri, injectabile. Majoritatea persoanelor din lipsă de informație, cataloghează suplimentele la steroid. Steroid a fost creat ca medicament să ajute persoanele cu cancer, cu HIV, persoane care au nevoie, de exemplu, persoanele cu astm au nevoie de corticosteroizi în crizele lor de astm ca să poată să respire mai bine. Deci ele au fost create ca să ajute omul. Doar că pe timpul războiului s-a folosit ca să poată să creeze unii soldați mai puternici, mai rezistenți și să recupereze mai repede. Și după aceea a început în sportul de performanță să fie abuz. În anii 1950-1960 lumea era un pic la început și nu prea știa despre ce e vorba și cam atât, mai pe scurt, ca să înțeleagă toată lumea. Deci e o substanță creată sintetic în laboratoare cu scopul de a ajuta medical. Okay. În momentul de față, țin minte, din 2020 sau 2021 chiar este ilegal comercializarea lor și deținerea lor. Doar că, na. Da, am înțeles ce înseamnă steroizii. Problema este alta. Dacă ei se folosesc mai mult pe partea medicală, da? În caz că e o problemă de sănătate, doctorul îți prescrie steroizi, îi iei și așa mai departe, te ajută să trăiești, să fii mai sănătos, să poți să-ți faci viața de zi cu zi. De ce lumea folosește ca să aibă mușchi? Sau de ce se folosesc acest steroiz de către cei care practică sport, sală? Cu toate că se știe că abuzul, mai zici tu că lumea face abuz, poate înrăutăți sănătatea, dar tot ei folosesc pentru a avea mușchi? Nu există niciun document sau ceva scris, trebuie să iei doza X pentru Y, nu. Totul se face, cum să zic eu, nu greșit, dar nu va ști nimeni ce doze sunt sau nu sunt, sau doza X a mers la Y și uite, vei ajunge așa, nu. Fiecare corp e construit diferit. Cum ai zis și tu, ele au fost construite pentru scop medical să ajute. Bun. Oamenii, datorită lipsei de informație, au înțeles greșit că dacă vei folosi steroizi, vei ajunge cu mușchi. E un pic ciudat pentru că în sportul ăsta, care îl practicăm noi, culturismul, și anume e un sport de frumusețe, s-a adus atât de mare amploare și lumea crede că dacă bați steroizi vor crește mușchii peste noapte, e un pic greșit. De fapt, steroidul ce face mai pe scurt? Ajută la recuperarea musculară mult mai repede. Deci automat tu vei te antrena mai des, vei mânca mai mult, te vei recupera mai repede. De ce folosesc oamenii? Pentru că în orice sport de performanță, mai pe scurt înseamnă distrugere. Îți dau exemplu ca cu o mașină. E o mașină de în fabrică, știi că e limitată la 190. Tu îi scoți și limitatorul, îi pui și nos. Deci automat persoanele care folosesc steroizi trebuie să fie conștiente de riscul care îl au. Indiferent câte protecții, câți medici vor avea în spate, el nu va ști niciodată exact ce se întâmplă cu inima, cu ficatul, cu creierul. Și damage-ul care îl provoacă nu se simte imediat.
să simtem timp, pentru că noi îmbătrânim și corpul nostru îmbătrânește, artere, se depun grăsime pe vase, scade colesterolul, cel HDL-ul scade, crește LDL-ul cel rău, adică se întâmplă mici afecțiuni care cu înaintarea în vârstă tu ți le amplifici și oamenii cred că cel mai bine să apeleze sau cum mai zici la un medic. Și dacă medicul știe să-i facă un set de analize și să-l țină cât de cât în limite, poate să aibă riscurile alea mai mici. Dacă ia după ureche și acum dai search pe Google și găsești imediat orice, omul se riscă foarte mult. Și cred că îmi folosesc mai mult ca să ajungă în top, să gândesc că ai soluții prescurtarea. În loc să o ia pe drumul ăsta, o ia pe drumul ăsta. Dar de fapt, cred că drumul care îl aleg e mult mai greu. Mult mai greu, da. Totuși ai vorbit de sportul de performanță, dar vezi că lumea folosește, oamenii folosesc de fapt aceste substanțe doar pentru frumusețe și nu ca să participe la un sport de performanță. Și să gândesc că asta, cum am zis, e o scurtătură. E a luat mai mare amploare la sportul nostru, pentru că sportul nostru și anume culturismul, pentru că majoritatea care folosesc cresc masă musculară foarte mult, depășește limita. Automat, au 5-6 mese, 7, se antrenează mai intens, are timpul de recuperare mai mare și corpul depășește limita. Dar orice sport de performanță, adică judo, box, ciclism, peste tot se folosește, pentru că, cum să zic eu, îți aduce plusuri. În ciclism avem și noi fostul campion din Franța, câștigatorul Franței, de ce folosea? Ca să poată să reziste, să ducă mai mult. Și cred că la noroc. Care îl prinde, prinde, care nu, nu. Doar că damage-ul și chestiile nașpa pe termen lung nu le simțim acum, că suntem tineri și suntem în forță. Dar mai târziu, cred că mulți o să regrete. Pe parcurs, da. Acum cred că depinde ce alegi, nu? Exact. Cred că dacă vrei să faci performanță și ăla e targetul tău și visul tău, nu te oprește nimic până nu ajungi. Dar dacă tu faci doar sală să arăți bine și să fii sănătos, nu recomand. Pentru că se poate ajunge și la un fizic foarte bun și cunosc mulți concurenți naturali care au ajuns la un fizic chiar wow, pe muncă, disciplină, mâncare, suplimente. Adică dacă ai toate astea puse la punct, se poate ajunge la un fizic chiar să participi și la concursuri. Deci nu e neapărat să faci scurtătura. Scurtătura e în primul rând pentru cine are bani și își permite și câteva persoane în spate, un medic, un psiholog, da, pentru că și te-ai dus să-i băga câteva substanțe, ai ajuns mare și ce ai făcut? Încep depresiile, încep tale, adică să te impui la niște riscuri, să ți le asumi. Cât la sută avantaje, cât la sută dezavantaje, care câștigă? Adică în caz că folosești avantaje mai mult, mai puțin sau dezavantaje mai mari. Indiferent că folosești pentru sport de performanță sau ca să arăți bine sau diferite motive folosești aceste substanțe. Părerea mea, sinceră, avantajele sunt foarte mici și câteva. Dezavantajele sunt foarte multe. Cum ai zis și tu, psihice. Multe persoane, după folosirea lor, devin la pământ. Anxietate, depresii, suicid. Și aici vorbesc de nume din sporturi chiar mari, de la wrestling, culturiști, care țin minte și în pandemie, un culturist din UK s-a spânzurat, că nu mai avea acces la sală. Adică, până la urmă, să riști viața. Și multe, multe, de la inimă, organe, rinichi. Adică, damage-ul e mult prea mare și, să zic, prețul e mult, e viața ta în joc. Și nu o recomand. Deci, dezavantajele sunt foarte multe. Și avantajele sunt foarte mici. Dar, repet, doar în performanță. Dacă ai un medic să ocupe de tine, pentru că noi, având testosteron, scade. La vârsta de 30, 35, 40 scade. Având un medic care să ocupe de tine cu analize și să-ți prescrie el ce trebuie, ca metodă de TRT, ar fi ok că îți îmbunătățește viața. Dar medicul să ocupe de tine și să te țină din scurt cu analize cu tot. Dar să iei tu de capul tău doze de cal, să bagi cu cât mai mult, că mai merge, că mai merge, că mai merge și nu mai ții cont de restul, fără limite, ca o mașină fără frâne. Mergi cu 300 și
Doamne ajută, ce se întâmplă? Dacă sare cineva bine, dacă nu am scăpat de data asta, doar că nu o să poți să te duci mult timp. Ca drept urmare, de fapt, ca și în concluzie, eu sunt terapeut. Pot să zic neapărat, sunt contra substanțelor interzise. Sunt contra substanțelor pentru că am avut și niște probleme de sănătate și știu cât de important este sănătatea, dar fiecare decide în felul lui. Așa că, în caz că vreți să folosiți aceste substanțe pentru un motiv desigur întemeiat, faceți asta cu cap. Apelați la medici, mai mulți medici, psihologi, pentru că devin niște dereglări în organism, glandele tale nu o să mai producă în momentul când introduce substanță în corp și ele posibil să se atrofieze, o să rămâi fără păr și multe alte părți negative poți să le obții. Cum am zis, mai multe dezavantaje. Mai multe dezavantaje. Așa că fiți siguri înainte să folosiți, doar ca să aveți un corp frumos. Un corp frumos poți să-l faci și natural. Atâta timp cât ai un nutriționist bun, știi ce să consumi, știi ce suplimente să folosești, știi cum să te odihnești, știi cum să folosești sala și nu doar sala de forță, cât și alte activități sportive, mobilitate, postură, coordonare, motricitare, care îți implică la fel toți mușchii și te face să fii funcțional în timp și nu doar cu mușchi pentru o perioadă scurtă, sunt alternative destule. Așa că folosiți dacă folosiți cu cap. Dacă nu, părerea mea, mai bine nu o folosiți. Până la urmă, sănătatea e cea mai de preț. Așa e. Și trebuie să ne gândim că faci sport ca să fii sănătos și să funcționezi până cât merge corpul, 70-80 de ani, că mușchii faci cel mai ușor, dar dacă ajungi la 50 de ani și nu mai poți să te miști, deci cred că sănătatea e cel mai de preț. Depinde ce vrei, cum ai zis tu, depinde ce vrei să faci. Vrei să te duci pe performanță sau vrei să trăiești mult? Așa e. Așa că voi alegeți.